Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Strategic, o nouă ediție când trec din postura de invitat permanent și co-moderator în cea de moderator. Astăzi vom vorbi despre securitatea energetică a Uniunii Europene, având impact-o pe domnul Dragoș Trunoveanu, redactor șef la Global News Intelligence și poate unul dintre cei mai cunoscuți experți în securitatea energetică din țara noastră, domnul Radu Dudău, profesor universitar și director de la EPG. Mulțumesc de invitație! Domnilor, dacă tot vorbim de securitate energetică în Uniunea Europeană, nu cred că putem exclude cel puțin pentru început criza din Ucraina. Tocmai de aceea, Dragoș, aș vrea să te întreb, avem un acord Minsk-2. Cum crezi că vor evolua viitoarele situații în țara noastră vecină? Cred că acordul Minsk-2, din punctul meu de vedere, are puțină substanță scriptică, în sensul că este un document care vrea să reglementeze o situație extrem de complexă în puține pagini și care, din punctul meu de vedere, nu a atins niște puncte extrem de importante, cum ar fi, în primul rând, punctul de Balțevo, care, de altfel, cum ne-a arătat și realitatea de pe terenul de luptă, a fost rezolvat militar ulterior. Nu a fost reglementat statutul Republicilor Luhansk și Donetsk și nu a fost o, în primul rând, din punctul meu de vedere, cea mai mare greșeală a fost că nu a fost o întreprindere europeană, în context european. A fost prezent doar domnul Hollande, doamna Merkel, Poroshenko și Putin. Din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să fi fost o întreprindere europeană cu reprezentanții ai întregii Uniunii Europene și, poate cel mai important, cu reprezentanții ai țărilor vecine, inclusiv România. Nu cred că este un acord care să țină. Realitatea de pe teren ne-a arătat că luptele au continuat, victime au fost în continuare. Într-adevăr, status quo în acest moment este unul mai calm. Se simte o anumită calmie la nivelul frontului, dar în continuare sunt focuri de artilerie, în continuare sunt victime, iar poate cel mai important, viața socială și structura socială este în continuare în haos în sudul și estul Ucrainei. Bine, după cum știu bine ai punctat, este vorba de un acord, până la urmă nu este un tratat. Acordul este un gentleman agreement între două părți care se află în război, iar în război, până la urmă, tot este permis. Spuneai tu foarte bine că s-au dus doar reprezentanții Franței și ai Germaniei să negocieze criza europeană, însă poate că este mai degrabă un punct nu de cotitură, ci un punct emergent în care ar trebui să rezolve o situație pe moment, decât o lipsă de coeziune la nivelul Bruxelului. Exact, exact. Au fost, pre-Minsk, a fost o perioadă extrem de volatilă în care focurile de artilerie, trupe, comasare de trupe la graniță, deci toate indiciile duceau către o escaladare, poate chiar o invazie a Ucrainei, deci pe cale de consecință și mai multe victime, pagube la infrastructură. Și cred că pur și simplu a fost o strategie de a prelua din acea presiune și a calma situația pentru a vedea cum decurge mai departe. Cred că aceasta a fost funcția acordului Minsk-2 și nu neapărat o bază solidă pe care să se construiască mai departe. Eu văd mai degrabă personal în Minsk-2 ca un timp de răgaz atât pentru Moscova cât și pentru Kiev. Chiar spuneam în cadrul emisiunii la domnul colonel Ion Petrescu, m-a întrebat ce părere am despre Minsk-2 și am spus că dacă acum vorbim despre Minsk-2 în vară, o să vorbim despre Minsk-3 sau Minsk-4. Totuși, domnule Dudău, cât de dependentă este economia rusească de exporturile de hidrocarburi? Foarte dependentă. Bugetul Federației Ruse este în proporție de peste 50% constituit din venituri, din exportul de țiței și gaze naturale. Dacă adăugăm și alte resurse minerale, constatăm ușor că economia Federației Ruse este una bazată pe exportul de resurse naturale. Iar comerțul cu gaze naturale este unul axat în special pe relația cu Uniunea Europeană, relația Rusia-Uniunea Europeană, o relație construită în mulți ani, în decenii, de fapt, în care pentru țările Europei de Vest, Rusia a avut un comportament de furnizor stabil și de încredere, dar, din ce în ce mai mult, pentru țările din Europa de Est, din zona de influență
ex-sovietică și... Suna de maxim interes a Moscovei. Sigur. Vulnerabilitatea s-a făcut mult mai evident simțită. E vorba de țări care, practic, sunt într-o situație de piață monopolistă, nu au o alternativă de import de gaz naturale la Federația Rusă, nu au alternativă nici în ceea ce privește infrastructura de transport de gaze naturale, care e una aproape exclusiv pe axa est-vest, cu ceva adăugiri recente de tipul interconectărilor, dar care au încă capacitate și ramificații insuficiente. Deci Europa de Est, dar în special sud-estul Europei, sunt vulnerabile la din punct de vedere al dependenței de importuri de gaze naturale din Federația Rusă. Avem aici o atitudine oarecum diferită a Moscovei față de Est și față de Sud, față de Vest și față de Sud-Est, după cum bine a spus. Poate crea o astfel de atitudine, să spunem, politici diferite în cadrul Uniunii Europene între statele vestice și cele din Sud-Est? Pentru că, până la urmă, au interese diferite în față de acest conflict din Ucraina și față de Federația Rusă în general. Da, depinde cât de departe suntem dispuși să mergem cu scenariile și speculațiile, însă există o aritmetică destul de simplă în această ecuație energetică. Țările vest-europene, nu doar prin talie, ci și prin situarea geografică, au alternativă la gazul rusesc. Ele, pe de o parte, sunt mult mai importante pentru Rusia, pentru că de acolo vin în principal veniturile, ale ele sunt principalele piețe, dar au o situație de piață mult mai favorabilă, au alternative, pot să importe din alte surse, pot să aducă gaz natural lichefiat, ceea ce în Europa de Est și mai ales de Sud-Est nu e posibil, astfel că în Europa de Vest sunt și prețurile mai bune. Poziția lor față de Federația Rusă este de aceea mai relaxată. Adică ei își permit chiar să aibă un grad important de dependență energetică, dacă ne uităm la piața germană, fără să se simt amenințați, pentru că la o adică au alternative. Nu e așa cu țări precum, ce să zicem, Bulgaria, care importă aproape 100% gaz din Federația Rusă, Ungaria peste 80%, alte țări din regiune care nu sunt în Uniunea Europeană, Serbia, iarăși, aproape 100%. România e într-o situație mult mai bună, pentru că încă avem o producție autohtonă semnificativă pe fondul scăderii consumului intern de gaze naturale, a scăzut și necesarul de import. În prezent doar circa 10% din necesar este din Federația Rusă. Dar în general observăm că țările din Europa de Sud-Est care se simt foarte vulnerabile față de Federația Rusă au și o înclinație mai mare de a face concesii în relația cu Federația Rusă. Ne uităm, de exemplu, la Ungaria, care este, sigur, în Europa de Est, dar care, prin vocea premierului Victor Orban, a simțit că e oportun să rupă frontul politicilor comunitare și să încheie dealuri separate energetice cu Federația Rusă și pentru că primește condiții mult mai favorabile în momentul de față decât alte țări. Bun, și la Grecia ne putem uita, care iarăși e într-o situație specială, dificilă economic, și este mult mai dispusă decât alte țări să rupă unitatea de front a țărilor europene și să aibă politici mult mai conciliante față de Moscova. Sigur. Dragoș, putem spune că trăim, practic, pentru prima dată în istoria Uniunii Europene, primul mare test de coeziune al acestei structuri? Nu știu dacă este primul mare test, dar cu siguranță este un test de rezistență foarte important, pentru că, cum ați observat și dumneavoastră și domnul Dudău, Federația Rusă folosește energia ca o armă. Adică folosește faptul că status quo-ul este un important exportator de energie pentru Europa de Est în principal,
pentru a apăsa pârghii politice în complexul Baltic, în Bulgaria, în Ungaria, cum am văzut recent, inclusiv nu neapărat doar prin Oil and Gas, care este cel mai discutat în media, dar inclusiv prin proiectul de la Pax, care este centrala nucleară a Ungariei, unde Rosatom a semnat un contract care include și un pachet financiar de a unui credit care să construiască încă două unități la Pax, ceea ce în sine este tot un soi de dependență energetică, chiar dacă nu este vorbim despre oil and gas și despre un tranzit clasic, un flux, vorbim despre combustibil nuclear care este adaptat unei anumite structuri tehnologice specific Rosatom și nu tehnologii europene. Deci vedem cum Rusia folosește pârghile pe care le are și aseturile energetice pe care le are ca o armă. O armă care să destabilizeze politic Europa. Pentru că, într-un final, sau ca un obiectiv strategic pe termen lung, Moscova dorește destabilizarea Europei și prăbușirea fundamentului comunitar. Bun. Domnule Tudor, hai să întoarcem puțin la Ucraina. Dacă din punct de vedere geopolitic se tot discută în media românească impactul crizei, totuși, din punct de vedere geoeconomic, ce pierde Rusia prin acest război oarecum, să spunem, hibrid, dacă nu civil, pentru că cei de la Kiev nu vor să legitimeze ca un război civil, nici Occidentul, și poate nu este până la urmă un război civil, atât timp cât foarte mulți omolezi negri vin din apărat țării și luptă acolo. Totuși, prin acest conflict care se află în Ucraina, ce pierde Federația Rusă din punct de vedere al geoeconomiei și al rezervelor de gaze pe care le folosește ca și principal fundament economic? Sigur că pe termen scurt și poate și mediu e o pierdere foarte importantă. În primul rând există o afinitate culturală și istorică și chiar politică cu tot aparte între Federația Rusă și Ucraina. Faptul însuși că între aceste două popoare înfrățite există acest conflict fratricid va lăsa răni adânci în relația dintre aceste două state. Dar de ani buni de zile, de când tranzitul gazelor rusești prin Ucraina, pentru că telespectatorii trebuie să înțeleagă, cea mai mare parte a gazelor naturale rusești ajung în Federația Rusă printr-un imens sistem de tranzit și înmagazinare de pe teritoriul Ucrainei. A fost de mulți ani de zile, de în orice caz, de când e președintele Putin la putere, o miză a politicii externe ruse să preia într-un fel controlul asupra acestei vaste infrastructuri, dar începând cu mijlocul anilor 2000, pe fondul răcirii relațiilor politice, să ne amintim de Revoluția Portocalie, cumva turnura, cel puțin aparentă, a Kievului către Occident, urmată de creșterea prețului gazelor naturale ruse către Ucraina, pentru că Ucraina este ea însă și o mare consumatoare de gaze naturale. Are toată acea industrie grea din estul Ucrainei, care a alimentat afacerile oligarhilor ucrainieni din siderurgie, petrochimie, s-a bazat pe gaze naturale rusești, toată această infrastructură. Și dorința de a prelua sistemul, controlul asupra acestui sistem de tranzit de gaze naturale a fost evident manifestată politic și coercitiv prin amenințarea că Ucraina va fi ocolită. Și, într-adevăr, pas cu pas, Federația Rusă a transpus în practică acest plan de ocolire a Ucrainei. A creat mai întâi, la începutul anilor 90, un nou gazoduct numit Yamal, care merge prin Belarus, Polonia, către Germania. Mai recent, în 2011, a inaugurat un gazoduct care merge direct din Rusia către fosta Germania Democrată, prin Marea Baltică. Nu vedem pe această hartă,
Marea Baltică, dar este un gazoduc foarte controversat la vremea lui, pentru că țările Baltice și Polonia s-au simțit scoase din joc, nu atât de Rusia, nu asta a fost mirarea, cât de Berlin. Dar, vedeți, aceste noi elemente de infrastructură au oferit o alternativă Rusiei și această hartă pe care o vedem este, prezintă un proiect numit South Stream, de care știm de puțină vreme că a fost oarecum închis, să spun. Abandonat, să spunem, ca și concepție economică și strategică de către Federația Rusă, dar harta este în continuare utilă, pentru că vedeți această linie care traversează Marea Neagră de la est la vest, practic avea menirea să scoată Ucraina complet din joc ca teritoriu de tranzit. Își propunea să unească micul port rusesc de la Anapa, în estul Mării Negre, cu Varna, în Bulgaria, și de acolo să traverseze Bulgaria, Serbia, Ungaria până în Austria, vedeți, prin Slovenia. Era, într-adevăr, inițial în considerare și o ramificație sudică către Grecia și sudul Italiei. Acest proiect, spuneam, a fost abandonat, aceasta a fost declarația oficială a lui Vladimir Putin la sfârșitul anului 2014, într-o vizită în Turcia. De atunci, în mod repetat, oficialii Gazprom au reiterat decizia încheierii acestui proiect, care încă o dată, el nu a avut o rațiune în primul rând economică, ci una politică. Este proiectul care a îngropat Nabucco, dacă... Printre altele, pentru că el a fost anunțat în 2007 urmărind și să scoată din joc proiectul Nabucco, care practic era ceea ce noi numim astăzi coridorul sudic de gaz, adică legătura între bazinul Caspic, Baku, în Azerbaijan, prin Georgia, Turcia, Bulgaria, România, Ungaria până la Viena. Deci 3300 de kilometri de conductă care ar fi oferit într-un regim juridic unificat, cu studiul de fezabilitate făcut, ar fi oferit o legătură, o alternativă serioasă la gazele naturale rusești printr-o rută alternativă. Dar revenind, aceasta era viziunea Rusiei extrem de agresivă în privința tranzitului prin Ucraina. De ce? Deoarece în relația aceasta tensionată dintre Kiev și Moscova, arma Ucrainei a fost mereu propriul sistem de tranzit. Dacă vreți să scumpiți gazele naturale, dacă vreți să ne constrângeți politic, nu uitați, asta a fost punctul de vedere al Kievului, depindeți de tranzitul prin Ucraina. Acest tip de constrângere a fost inacceptabil pentru Kremlin și au acționat sistematic să bypasseze, să ocolească Ucraina. La ora actuală, și cu asta aș încheia această incursiune, în locul proiectului South Stream vorbim de un proiect alternativ care se cheamă Turkish Stream, a cărui geografie nu este încă fixată. O variantă de lucru este ca în loc să facă landfall, să ajungă la Varna, în Bulgaria, punctul terminus ar fi la sudul graniței turco-bulgare, undeva în nord-vestul Turciei, nu departe de hub-ul care se prefigurează în apropierea graniței turco-grecești, deci proiectul Turkish Stream, care practic își propune același lucru. În loc să ajungă în Bulgaria, circa 63 de miliarde de metri cub de gaz natural ar ajunge în Turcia, care devine acum
un partener extrem de important pentru strategia de politică energetică externă a Rusiei. Bun, acum nu pot să nu vă pun o întrebare foarte importantă. Până la urmă, are Moscova interesul real de a transforma Turcia într-un hub? Sigur că este o întrebare foarte bună. Nu cred că Rusia este țara care să își pună toate ouăle într-un coș, ca să folosesc această figură de stil. Nu poate să-și dorească o dependență adâncită de o țară puternică, așa cum este Turcia. Dar nici nu poate să neglijeze faptul că într-un context de izolare internațională, Rusia are în Turcia un partener extrem de deschis, cu potențial economic foarte serios, care colaborează cu Federația Rusă și în condiții de boicot, de sancțiuni impuse de statele occidentale Rusiei. Rusia importă practic alimente în momentul de față predominant din Turcia, pentru că nu mai importă din vest. Turcia nu s-a sfiat să acoperă această breșă lăsată prin sancționarea reciprocă, da, prin reciprocitate a vestului de către Federația Rusă. Este de asemenea o piață de gaze naturale cu perspectivă, ceea ce nu se poate spune despre Uniunea Europeană, unde prognozele de creștere nu sunt prea optimiste. Și Rusia este foarte interesată de o piață serioasă. Dar eu nu văd în acest nou proiect al Rusiei, numit Turkish Stream, o conductă de 63 de miliarde de metri cubi. Este dubitabil în momentul de față dacă Federația Rusă are și capacitatea financiară. Eu ar fi un proiect extrem de scump, vorbim de 10 de miliarde de dolari. Într-un context în care Moscova este constrânsă economic. Sub sancțiuni, rubla s-a prăbușit, bursa de la Moscova s-a prăbușit, deficit bugetar mare, adică situație financiară extrem de dificilă. Ceea ce cred eu că poate fi finanțat pe termen destul de scurt este o conductă de circa jumătate din capacitatea anunțată, deci undeva la 30 de miliarde de metri cubi, și vă spun și de ce. Pentru că în bună măsură elementele, segmentele de conductă au fost deja comandate, fabricate, ele sunt stivuite în portul Varna, serviciile importante, barjele sunt contractate, adică deja s-au cheltuit niște miliarde de euro pe elemente de infrastructură care pot fi valorificate, fără doar și poate, și cu siguranță că în momentul în care noul acord între Moscova și Ankara va trece de stadiu de memorandum de înțelegere și va deveni un contract cu elemente fixate, atunci această primă fază a investiției va fi într-adevăr realizată. Bun, foarte bine punctat. Dragoș Otușu, nu pot să nu mă uit la Sud Stream sau la Turkish Stream, oricare dintre rutele energetice posibile ale Federației Ruse, fără să nu observăm că România este oculită. Cum ar trebui să plaseze România și care până la urmă sunt cauzele unei astfel de politici ale Moscovei? Cred că răspunsul la întrebarea ta merită o mică paralelă cu ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat în cazul Ungariei, când Uniunea Europeană a blocat proiectul South Stream datorită unor legi sau unor proceduri concurențiale pe care Gazprom le încălca. Dar, bineînțeles, acest blocaj procedural are în spate și o motivație geopolitică, să-i spunem, în sensul că orice gazoduc, orice pipeline care trece prin o țară și provine din Rusia, automat devine un pivot strategic al Moscovei, prin care poate să influențeze diversi decidenți politici ai respectivei țări. Deci, din punct de vedere geopolitic, faptul că România nu este traversată de un astfel de gazoduct poate este un lucru bun. Din punct de vedere economic, bineînțeles, există o altă argumentație și o altă serie de argumente care ar fi în favoarea transformării României într-un hub energetic. Bineînțeles, prețuri mai mici negociate la gaz,
infrastructura care se construiește pe teritoriul României, joburi, etc. Dar cred că România trebuie să fie atentă ce permite să tranziteze teritoriul ei, pentru că, în primul rând, un gazoduct, un pipeline, este și un risc de securitate. Este un asset care trebuie protejat și care, la rândul lui, poate să devină un target, mai ales în contextul internațional mai mult decât volatil. Deci cred că România ar trebui să se orienteze mai mult pe proiecte europene, ar trebui să se orienteze pe coridorul energetic de sud, care, cum a spus și domnul profesor, leagă Caucazul și în special Azerbaijanul de consumatorii din Europa. Ar trebui să se orienteze spre asetul numit Portul Constanța și poate crearea unei infrastructuri de gaz natural liquefiat. A fost la un moment dat un proiect, dacă nu mă înșel, în discuții. Și ar trebui să orienteze mai mult spre aceste proiecte decât spre Moscova. Hai să detaliem puțin această vulnerabilitate politică de care tu ai spus. Adică tu susțin că în momentul în care gazoductul rusesc trece pe teritoriul unui anumit stat, acel stat riscă să devină un pivot geopolitic al Federației Ruse? Nu neapărat să devină un pivot geopolitic în sensul strict la definiție, dar factorii de decizie de acolo pot fi strânși cu ușa, ca să mă exprim așa, mai ușor, prin prisma faptului că depind, automat crește dependența de resurse energetice din Rusia în mod direct și astfel, după cum am văzut și în Ucraina, iarna când este frig... Sigur, asta în contextul în care folosești acele gaze naturale și pentru propria ta industrie, dar în momentul în care ești doar țară de tranzit, mai este această vulnerabilitate, domnule Dudu? Sigur că, în principiu, o țară de tranzit, mai curând invers, poate să folosească ea faptul că e o țară de tranzit ca un element de constrângere. Dar, deși sunt de acord cu ce ai spus de Dragoș, mi-aș permite câteva nuanțări. Să nu uităm că în momentul de față România importă în continuare gaz natural din Federația Rusă, că România este tranzitată de o conductă, de fapt, de un sistem de conducte, că sunt trei paralele, de la Isaccea la Negru Vodă, care constituie împreună conducta transbalcanică, care merge mai departe către Bulgaria, Serbia, Grecia, respectiv Turcia. Conducta transbalcanică este în continuare proprietatea Gazprom. Este un lucru foarte important însă să transpunem noile cerințe legislative ale Uniunii Europene din așa numitul al treilea pachet energetic, care practic impun o separare obligatorie între rolul de producător și cel de transportator de energie. În asemenea circunstanțe, statele Uniunii Europene sunt mult mai puțin, cum să spun, dependente politic de controlul dintr-o capitală exportatoare de energie, de gaze naturale. De ce? Pentru că exportatorul, cel care asigură livrarea de energie, nu poate controla și sistemul de transport. Asta este logica celui de-al treilea pachet și asta este pentru telespectatorii mai interesați exact de dinamica politică a proiectului South Stream, de exemplu, motivul pentru care Rusia a renunțat la South Stream, deoarece Uniunea Europeană, extrem de persistent, a zis nu puteți construi South Stream prin Uniunea Europeană fără a vă conforma cerințele celui de-al treilea pachet, în principal unbundling, adică separarea rolului de producător de cel de transportator și acces al terților, third party access. Și atunci, asta este o formă practic de cum să spun, îmblânzire din punct de vedere politic al statelor exportatoare, care rămân în continuare extrem de viabile și importante ca furnizori de energie, pentru că nicio țară din Uniunea Europeană nu trebuie să-și propună să renunțe la importul din Rusia. Ar fi prostesc și nerealist. Noi depindem de importul. Dar trebuie să creăm condiții de import astfel încât să asigurăm, practic, siguranța energetică.
Da, dar fără să depinzi politic. Adică faptul că importi gaz natural dintr-o țară să nu te facă dependent politic. Ori, conformarea la pachetul al treilea ne permite chestiunea asta. Și aș vrea dacă pot să mai adaug o chestiune. Într-adevăr, după eșecul proiectului Nabucco, care a fost proiectul nostru de țară, dacă vreți, eșec anunțat în iunie 2013, el a fost, dacă vreți, cartea noastră, asul nostru unic de politică energetică externă. România a rămas fără un proiect de amploare, de nivel regional. Și în momentul de față, într-adevăr, ne uităm pe harta regională a proiectului și vedem cum România este un teritoriu ocolit. Vorbim în continuare de coridorul sudic de gaz, care practic este acest coridor care unește bazinul Caspic de sudul Italiei. Asta este configurația actuală după ce Nabucco a ieșit din joc. Și România este doar în vecinătatea acestuia. Adică am putea presupune că dacă se finalizează interconexiunea România-Bulgaria, care este în curs de finalizare, dar e în întârziere cu vreo 2 ani de zile, și după aceea interconexiunea Bulgaria-Grecia, respectiv Bulgaria-Turcia, atunci noi putem avea acces indirect la coridorul sudic de gaz. O altă axă de importanță strategică și susținută de Uniunea Europeană, ca și coridorul sudic de gaz, nu doar la nivel politic, ci și financiar, se numește coridorul Nord-Sud. Este practic un sistem de transport de gaze care se constituie din segmente izolate, dar care puse cap la cap constituie o magistrală de transport de gaz de la Marea Baltică la Marea Adriatică, de la Svinouștie în Polonia la Omisali în Croația. Dacă ne uităm pe harta regiunii, constatăm că României îi revine o poziție strategică extrem de importantă, și anume de a face juncțiunea între aceste două coridoare. Și nu întâmplător, în ultima vreme, au fost reluate inițiative insistente de constituirea acestui coridor vertical. Dacă ați urmărit în presă, asta este noțiunea folosită, coridorul vertical, întâlnirea la nivel ministerial între Grecia, Bulgaria, România. Se vorbește într-o proiecție mai îndrăzneață chiar de coridorul ABC, adică Aegean Baltic, de la Marea Egee la Marea Baltică. E bine, acesta nu înseamnă decât joncțiunea dintre coridorul sudic de gaz și coridorul nord-sud. Și piesa fundamentală va fi o conductă de amploare care va fi construită pe teritoriul României, pe relația sud-est-nord-est, astfel încât România să poată face o joncțiune de capacitate semnificativă între Bulgaria și Ungaria, sau poate Ucraina, pentru că discutăm, de fapt, în momentul de față, despre două soluții, fie proiectul Transgaz, care se cheamă conducta Dunărea, de la Giurgiu până la Arad, cu extensie până la Tuzla, la Marea Neagră, fie de un proiect propus de operatorul slovac de sistem, Eustream, numit conducta East Ring, care ar face juncțiunea Isaccea în sud-estul României, acolo la intrarea, vedeți, în sudul Bugeacului moldovenesc, până la Medieșul Aurit, pe ruta Sărmășel, și după aceea încă 85 de kilometri prin Ucraina, până la Velche Capușanii, care este un mare hub la intrarea în Slovacia. O să vedem ori una, ori alta. Înțeleg că la nivel strategic în România s-a luat decizia fermă a finalizării uneia dintre aceste soluții, care nu va fi ieftină, presupune investiții, o mobilizare serioasă, inclusiv financiar, dar care va readuce, dacă vreți, România ca jucător de importanță regională în materie de energie și hidrocarburi. Bun, acum vine o întrebare inevitabilă.
România are poziția geografică și capacitățile necesare pentru a putea deveni un hub energetic. Cum va evolua din acest punct de vedere relația București-Ankara? Cooperare sau concurență? Relația București-Ankara, în primul rând, are un bagaj istoric în spate, are niște bune relații actuale. Trebuie să luăm în considerare faptul că București face parte din spațiul comunitar și trebuie să aibă în vedere în politica externă și o viziune comunitară. Trebuie de asemenea luat în vedere faptul că Ankara în acest moment se află la ușa Europei și nu a fost primită încă în Uniunea Europeană, ceea ce creează o dezamăgire, o așteptare de foarte mulți ani. Și poate de asta și vedem o cooperare mai strânsă între Federația Rusă și Turcia pe proiectul Turkish Stream. Eu cred că pe termen lung vom vedea cooperare în lumina relațiilor din ultima decadă, ultimii 20 de ani. Să nu uităm că până la urmă, dacă tot privim integrarea Uniunea Europeană, România este un principal susținător al integrării Turciei în Uniunea Europeană. Și mai mult, am văzut chiar și acțiuni ce țin de diplomație militară, 1 decembrie, parada forțelor militare turce în București. Domnule Dodo, ce se mai întâmplă cu Nabucco? Se mai poate pune în practică acest proiect sau a rămas îndrăpat definitiv? Am auzit în presă câteva sugestii recente, dar sigur, presa noastră senzaționalistă nu mai poate fi luată de bună, ca să zic așa. Nabucco în continuare își păstrează o valoare, dacă vreți, de proiect cu o concepție juridică și mai ales cu studiul de fezabilitate făcut. România are nevoie de un coridor care, pe de o parte, să o lege de vecinii de la sud, o axă complet neglijată pe ruta Bulgaria-Grecia și pe de altă parte de Europa Centrală și să ofere și o legătură a Mării Negre cu aceste infrastructura de capacitate de ridicată de transport regional, pentru că Marea Neagră totuși se profilează ca un producător potențial semnificativ de gaze naturale cu zăcămintele sare de mare adâncime și este nevoie de un acces la piețe pentru acești producători. Și atunci cunoștințele tehnice de pe ruta Nabucco pot fi valorificate, însă mai concret de atât nu, pentru că rutele despre care vorbeam mai înainte, atât conducta Dunărea, cât și conducta East Ring, care sunt în discuție, au totuși trasee diferite și capacități diferite și date tehnice diferite. Cred că, practic, a apus vremea, sau mai bine zis, a închis fereastra de oportunitate pentru un mega gazoduct sau un gazoduct de mare capacitate care să lege Europa Centrală de bazinul Caspic prin România. O să discutăm probabil de segmente mai modeste de infrastructură, care însă împreună pot juca un rol aproximativ egal. Nu putem schimba totuși paradigma într-o situație în care Teheran a reușit de sub acest embargo internațional? Sigur că se discută mult și eu mi-amintesc, de exemplu, în 2008 participam la conferințe sub președinția franceză a Uniunii Europene, care promova foarte deschis ideea că Iran trebuie să fie implicat în proiectul Nabucco. Și așa a fost gândit de la început, de la începutul anilor 2000, când s-a format conceptul. Eu însă nu, dincolo de, știu eu, incertitudinile de termen scurt și probabil mediu legate de Iran, nu văd un rol direct al Iranului, în sensul că nu văd probabilitatea și de fapt nici necesitatea unei conducte de mare capacitate între Iran și Europa. Dar Iranul poate juca indirect un rol, pentru că, vedeți, fiind vecin cu Turcia, Iranul deja exportă destul de semnificativ în Turcia, poate, dacă vreți, disloca piață de consum din Turcia,
care să elibereze cantități de gaz de pe piața turcă către Europa. Adică indirect, practic, Iranul va alimenta Turcia, iar din Turcia, care dorește să devină hub, vor deveni disponibile cantități de gaz către Europa. Numai că aici trebuie să închidem un pic logica discuției. Pe unde va exporta, care va fi ruta de transport a acestui gaz de pe relația sudică? Vrem să construim conducte de capacitate mai mare decât simpli interconectori de care vorbesc? Atunci o opțiune importantă este să folosim conducta transbalcanică, care există deja, da. În România îi se spune conducta de tranzit, și să o facem în flux invers, așa cum cere și legislația Uniunii Europene. Vorbim acolo de o capacitate de 15 miliarde de metri cubi. Asta este și ceea ce ar presupune capacitatea Uniunii Europene de a prelua gaze din Turkish Stream, dacă Turkish Stream devine realizat, pentru că Rusia spune nu ați fost de acord ca noi să aducem gazul în Uniunea Europeană. Sigur, Uniunea Europeană a avut bune rațiuni să nu fie de acord. Atunci veniți și luați singur din Turcia. Nu, ăsta e modelul de business al Uniunii Europene, dar va fi nevoie de infrastructură care va trebui definitivată și ea nu va servi doar preluării gazelor rusești de capacitate importantă, infrastructură, ci și gazelor din Turcia care vor veni prin Turcia, din Iran, din nordul Irakului, în condițiile în care Kurdistanul irachian își va definitiv clarifica statutul juridic, posibil chiar din estul Mării Mediterane, din bazinul Levantin, zăcămintele israeliene și cipriote descoperite. Exact. Deci, există surse în proximitatea Uniunii Europene și probabil că o bună parte a lor, dacă vor fi valorificate, dacă vor fi zăcăminte dezvoltate și intrate în producție, vor tranzita Turcia. Haideți să facem acum o scurtă paranteză, pentru că s-a dus în discuție zăcămintele israeliene noi cipriote. Cum se poziționează Turcia față de aceste noi descoperiri? Da, sigur că Turciei îi convine perspectiva de a valorifica aceste tranzit. Sigur că așa și închipuie. Asta e ideea. Asta înseamnă că ar trebui să ne așteptăm pe termen mediu, nu scurt, totuși, la o încălzire a relațiilor între Israel și Turcia. Multe elemente ne arată că, într-adevăr, pe această coordonată există o apropiere. Dar la nivel mai general, relația este extrem de rece între Ierusalim și Ankara, pe fondul răcirii relațiilor diplomatice din 2010. Există și o neîncredere reciprocă. Sigur, nu trebuie să ne imaginăm că Israelul va opta pentru o singură opțiune, adică o mega conductă prin Turcia. Nici vorbă de așa ceva. Vor fi ieșiri multiple, vor miza și pe gaz natural lichefiat și se uită și la exporturi către Iordania, către alte piețe, dar este în considerare, în mod cert, și tranzitarea Turciei. Într-o formă sau alta, de fapt, principalul hub fizic al zonei, ca platformă de tranzit și probabil și de tranzacționare, va fi Turcia. Chiar dacă ea însă și este un producător minor de gaze naturale, produce extrem de puțin, dar într-adevăr prin situarea geografică se găsește la răscrucea principalelor regiuni producătoare de gaz natural din lume, Orientul Mijlociu, Rusia și bazinul Caspic. Zona Caucazului. Să spunem că până la urmă blestemul resurselor este salvat de binecuvântarea geostrategică a Turciei. Exact. Haideți să ne întoarcem, Dragoș, să ne întoarcem din Orient, să venim înapoi aproape de casă, deși nici Orientul nu e foarte departe de noi. Avem Federația Rusă într-un conflict deschis, mai mult sau mai puțin, cu Ucraina, da? Replica Bruxellesului a fost una cunoscută, ce ține mai degrabă de soft power, deși este partea diplomației militare.
și anume cu exerciția aceasta economică. Care sunt efectele asupra Federației Ruse? Cum a făcut o foarte bună observație și domnul Dudău, partea asta economică în Rusia, dimensiunea economică este una aflată în haos acum, iar aceste sancțiuni care au fost criticate de foarte mulți uli, cum se spune în teoria internațională, persoane care vor soluția cea mai radicală cât mai repede posibil și au mizat mai mult pe un aspect militar decât pe sancțiuni economice, cred că greșesc, pentru că ca să revenim, să facem conexiunea cu geopolitica energiei și cu energia în sine, Rusia este un stat arhaic din punct de vedere economic, pentru că foarte mult din economia sa este conectată la exportul de energie, iar acest export de energie și această industrie a creat oligarhi mult mai mari decât vedem în Ucraina, evident, la nivel financiar, oligarhi care formează și un fundament al puterii lui Putin și al Kremlinului. Iar aceste sancțiuni focusate ale Statelor Unite și ale Bruxellesului i-au targetat și le-au închis diferite conturi din Statele Unite, din Europa, le-au înghețat asset-urile și așa mai departe. Iar poate aceste acțiuni nu au un efect direct extraordinar de potent, dar pot să submineze relațiile din interiorul Kremlinului, pentru că Putin își bazează puterea, evident, ca orice alt lider autoritar, pe un cerc de relații care se duce din ce în ce mai jos și se ramifică. Iar sancțiunile care au fost impuse atât de Bruxelles cât și de Washington au targetat oameni importanți din industria energiei, cum ar fi Gennady Timchenko, care este numărul 1 Novatek, al doilea producător de gaz din Rusia, Igor Sechin, care este numărul 1 la Rosneft, care este compania petrolieră numărul 1 din Rusia. Deci oameni extrem de apropiați de Putin, care jonglează cu sume foarte mari în Kremlin și în Rusia în general, și care la un moment dat pot să fie, prin companiile pe care le gestionează, foarte mult incomodați în incursiunile lor financiare și altfel pot cel puțin să contempleze un alt setup al puterii la Kremlin. Poate pe o perioadă de termen, poate pe un termen mediu, se vor gândi că actualul sistem de la Kremlin, cu Putin în frunte, poate nu le mai susține interesele financiare. Și asta ar putea să fie un efect benefic dacă se ajunge acolo. Cât timp crezi că vor mai continua să le sancțiuni impuse Federației? Eu cred că în 2015 cu siguranță vor fi sancțiuni. Probabil că la un moment dat, în funcție și de realitatea de pe teren, vor fi extinse. Cred că în general presiunea economică asupra Rusiei va continua. De asta am și văzut tot pe dimensiunea energetică cum Rusia încearcă să se extindă un pic înspre Asia și încearcă să pivoteze spre Asia, lucru care are o valoare simbolică, dar nu știu dacă are și o valoare geostrategică și geoeconomică concretă, pentru că piețele din Asia sunt mult mai diversificate, au ieșire la Pacific, au ieșire la Ocean Indian, China, care este principalul interlocutor energetic al Rusiei în spațiul asiatic, am văzut acel proiect răsunător din punct de vedere al Moscovei, un mesaj de PR, acel contract care s-a zvonit, este confidențial, care valora undeva la 400 de miliarde de dolari. Ce prevede contractul? Contractul prevede crearea, în primul rând, de unei infrastructuri, gazoduct, dinspre Siberia către nordul Chinei. Nord-est. Nord-estul Chinei, da, la frontiera siberiană. Și exportul de gaz. Dar prin prisma prețului și prin faptul că trebuie să includă și infrastructura, zvonurile sunt că prețul a fost extrem de bine de Beijing și Rusia nu câștigă foarte mult din acest proiect. Poate doar din punct de vedere diplomatic și a unui mesaj că ar putea să-și diversifice portofoliul. Dar după cum de fapt Rusia este extrem de ancorată în Europa. Iar acel flux de energie care curge dinspre Federația Rusă către Europa este un flux bidirecțional. Capitalul curge dinspre Europa către Federația Rusă, care o face și pe ala rândul extrem de vulnerabil. Bun, domnule Dudo, pentru că deja ne apropiem de final și să începem să-l menținem timingul pe care avem, totuși nu pot să nu vă întreb, ia Junghin, ce facem cu Republica Moldova? Știu, asumare politică unitare. Nu există o forță politică
sau o voce politică semnificativă în România care să nu fie de acord că securitatea energetică a Republicii Moldova e o misiune asumată la București și, de fapt, în acest registru trebuie citit, în primul rând, atât proiectul, atât gazoductul Iași-Ungheni cu realizarea investiției finanțate parțial de partea română, cât și începerea primelor livrări de gaze dinspre România spre Ungheni. Nu este o opțiune, spre deosebire de alte proiecte de interconectare, nu este o opțiune strategică de diversificare a României, cât o, spuneam, o asumare politică de asistare a Republicii Moldova. E un preț pe care noi îl plătim și ne-l asumăm. Cât la sută din necesarea energetică a Republicii Moldova putem asigura prin acest gazoduct? Păi... Gazoductul are capacitate de 1,5 miliarde de metri cubi. Moldova consumă undeva sub 2 miliarde de metri cubi. Este că în momentul de față noi nu ajungem către principalele zone de consum, adică Chișinău, de moment. Trebuie o extensie care trebuie planificată, finanțată și construită de la Ungheni la Chișinău. Sunt anumite detalii tehnice care trebuie clarificate. Sigur, problema e că sistemul de transport al Republicii Moldova este proprietatea Gazprom. Și atunci, mă rog, 51%. Deci este controlat de Gazprom. Și atunci, practic, trebuie construită o infrastructură paralelă, că bineînțeles că Gazprom nu se permite transportul prin sistemul pe care controlează. Și de asemenea mai rămâne problema stranie a Transnistriei, pentru care Moscova așteaptă ca Chișinău să plătească nota de plată. Dar, sigur, pe termen lung, acesta este proiectul, viziunea strategică a României de a acoperi necesarul de gaz natural în Republicii Moldova. O paranteză, apropo de observația că Moscova se așteaptă ca cine o să plătească nota de plată, exact același lucru este prevăzut și Minsk 2, da. În care Kiev ar trebui să plătească, spre exemplu, transferurile sociale în Donetsk și Luhansk. Deci vedem și gazul natural, apropo. Și gazul natural. Se așteaptă exact la fel, pentru că, practic, acele teritorii sunt la granița cu Federația Rusă, dar Rusia nu dorește să facă livrări directe, ci așteaptă ca din livrările de gaz natural către Ucraina, Ucraina să livreze către aceste teritorii separatiste și să plătească nota de plată către Gazprom. Este o logică un pic aparte, dar care funcționează în mod ciudat din punct de vedere diplomatic, pentru că vedeți, practic, pentru cei care se întreabă de ce plătește Chișinău o dată de plată pentru Transnistria, pentru că admită Chișinău ar trebui să admită deschis că nu mai are controlul asupra Transnistriei. Și probabil va fi un scenariu de luat în calcul pe viitor. Domnilor, vă mulțumim pentru prezența voastră în această emisiune. A fost o adevărată plăcere să discutăm despre securitatea energetică a Uniunii Europene. Sper să continuăm subiectul, pentru că sunt multe alte lucruri de discutat, inclusiv ceea ce se întâmplă în Yemen, un stat cu ieșire la Bab el-Mandeb, unde trec milioane de barili de petrol zilnic. Promit că o să ne mai reîntâlnim în aceeași formulă în timpul imediat următor pentru a detalia și alte subiecte de interes chiar național. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Aceasta a fost ediția din această seară. La revedere!